am o groază de probleme, trebuie mereu să scap. Dacă ești una din ele, nu te plac, nu mă complac. Salutare divizia, aici capitanul vostru vorbește. Bă, fraților, ne-am apucat de un episod de Fortnite pentru că v-am postat pe grup acolo. N-am primit foarte mult feedback, dar eu totuși vreau să fac niște episoade offline de Fortnite pentru că sunt foarte slab la jocul ăsta. Bă, vezi să o filmez. Pleacă de aici. Bineînțeles că Emilia se găsește să intre tot timpul atunci când filmez. Ea n-aude când vorbesc aici, mă rog, by the way. Vreau să fac episod la Fortnite pentru că sunt praf la jocul ăsta, știu sigur că o să râdeți de mine. Ideea e că l-am jucat și pe PlayStation, dar acum îl joc pe PC, bă, frate. Ca să am o șansă în plus, eu cel puțin așa cred. Și fără alte introduceri, hai să sărim aici în jocul ăsta minunat. Mie îmi place foarte mult că am același sistem ca la PUBG, numai că mi-aș fi dorit să pot să fac PUBG, numai că fratele vostru nu are calculatorul așa bun. Momentan, la sfârșitul anului, o să facem un mare upgrade la sistem. Și până atunci o să facem Fortnite, pentru că Battle Royale și că de ce nu, nu? Aici capitanul vostru aterizează într-o casă care sper să fie din tot sufletul meu singură. O să... Am decât un pistol pentru început, dar e bun și ăsta dacă știi să-l folosești. Ia uite, am găsit și o armă aici. Poate găsim și un cufăr, cine știe. Am găsit un shotgun. Poate mai bine. Și mă duc, bă, frate, direct să fac primele kill-uri. Nici nu mai stau la discuții. Ăia doi să omoară acolo. Și mă duc și eu după ei imediat. I-am dat, bă, puțin, dar a scăpat ceva pe aici. I-am dat cât să-l sperii, știi? O să mă duc să iau liniștit ăsta acum. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Bă, m-a omorât, bă, frate, bă. Cam ăsta a fost căpicat. Autobuzul care duce către tărâmul de nicăieri e cu gazul pornit. Vedem aici o flacără albastră, putem observa. Eu habar n-am unde ar trebui să mă duc, nu cunosc harta asta. O să-mi dau direct drumul aici. Direct în pădure mă duc. Bineînțeles că mai sunt 70 de vitești de ăștia cu mine. Care sunt șansele ca eu să mor măcar unul? Vă zic, eu sta aproape zero. Când te numești Capitanul Fox și vrei să faci un gameplay, nu o să-ți iasă niciodată. Dacă ești, în schimb, Capitanul Fox și te joci liniștit fără să pui episoade pe YouTube, s-ar putea să ai foarte multe șanse să câștigi jocurile. Cum ar fi Battle Royale, cum ar fi meciuri de FIFA. Problema e când încerci să te dai mare live sau să faci un episod. Tocmai atunci nu-ți iese. Și nu știu de ce, frate, că tot eu joc. Am găsit același pistol, asta înseamnă 7 ani de ghinion. Dacă n-am făcut nimic data trecută, nu știu ce mă face să cred că o să fac meciul ăsta. Spre norocul meu n-a mai coborât nimeni aici. Trebuie să mă duc neapărat să fac rost de loot acum. Pistolul ăsta nu e nici măcar o culoare, deci dă aproape 0 damage. Hai să zicem acolo să nu fim chiar răutăcioși. Dar nici nu mi-e... foarte folositor. Bă, în momentan eu n-au nimic pe aici, așa că îi dau înainte. Ai înțeles ce poate să întâmple. Bineînțeles, încă un pistol, o capcană, niște gloanțe noi, probabil și o mitralieră pe aici. A, exact. Mă așteptam. Am auzit un cufăr care nu-mi dau seama unde e. Ce e acolo, frate? Un shotgun. Nu vreau. Eu nu știu unde o fi cufărul ăla. Ah, cufărul e acolo. Bun. Hai, frate, că o să construiesc imediat-o de asta.
Mă duc aici. Da, nimic interesant. O altă. Trebuie să mă duc spre zonă. Și asta o să fac, nu o să mai pierd timpul. Aș vrea să găsesc și măcar o armă colorată. Așa, cât să am impresia că o să fac ceva în jocul ăsta. Primul joc n-am fost deloc norocoși, dar nu-i nimic. Capitanul revine cu forțe proaspete. Da, pula! Sper să audă sunetul ok. I-am dat și un boost la microfon. Dacă nu, înseamnă că o să trebuiască să refilmez toată procedura asta. Să poate observa câte un pic de spike așa, lag, fără să vrea, dar mi-l dă. Știi cum e aia, adio, dar rămân cu tine. Aha, am văzut unul. Ăsta s-ar putea să fie primul nostru kill. Sau s-ar putea să fie biletul nostru către lobby. Hai să vedem. Hai frate că nu mai scap ăsta. E pe aici pe undeva. Unde dracu ar fi putut să fugă atât de repede decât să nu se ascundă pe aici după... E aici. Aici e. Aici e, l-am văzut. L-am omorât, bă, primul kill, frate. Primul kill, frate, l-am omorât. Bă. Mamă, ce mi-a dat-o la bostană direct. Ce m-a făcut să cred oare că o să pot să reușesc să fac ceva în jocul ăsta nenorocit? O să-i dau return to lobby. Frate, un episod din Fortnite foarte timid începutul, n-am ce să fac, ăsta e capitanul vostru. Nu uitați să lăsați un like, lăsați un comentariu dacă v-a plăcut și mai facem episoade din Fortnite. Poate cine știe, data viitoare facem aproximativ 2 kill, nu? Dracu știe. Eu am fost capitanul, voi v-ați uitat la primul episod din Fortnite, până data viitoare eu închei aici. Ciao!